Salut! Aici avem un prun care a intrat mult prea repede în fructificare și nu și-a dezvoltat bine corona. Așa că sunt nevoit să fac niște tăieri de ajustare. Pentru că se vede, el este plin cu muguri de rod, dar nu are coroană. Deci partea vegetativă este în detrimentul rodului și asta va duce la epuizare. Așa că sunt obligat să tai tot această parte. Am să o tai pentru a-l provoca la creștere. La fel voi proceda și aici. Și în partea aceasta la fel. În felul acesta, o parte din muguri se vor transforma în muguri vegetativi și vor asigura creșterea, pentru că avem nevoie de coroană înainte de a forma rodul. Haideți să trecem și la următorul. Și aici vedem că s-a încărcat foarte mult cu rod. Și coroana este destul de slabă. Așa că îl voi provoca și pe acesta la creștere în continuare. Și am să tai o parte din aceste crengi pentru a-l provoca să crească în continuare. În felul acesta asigurăm o creștere bună a coroanei și abia după aceea urmărim fructificarea. Pentru că avem nevoie de masă vegetativă care să hrănească în mod corespunzător fructele. Și acest păr, la fel, a intrat în rodire, are muguri puternici de rod. Și coroană foarte slabă. Așa că și pe el îl voi provoca la creștere și voi scurta aceste ramuri pentru ca și el să crească și să se dezvolte coroana în mod corespunzător. Trecem la următorul. Acesta nu are parte de fructificare puternică, dar vom ciupi și la el vârfurile pentru a determina creșterea de ramificare. În felul acesta îl provocăm și pe el la creștere. Și aici vom proceda la fel. Scurtăm. Pentru a determina creșterea de masă vegetativă. În comparație cu acești pruni, doi pruni, care observăm că au dezvoltat foarte bine coroana, pe aceștia nu mai provocăm la creștere, îi lăsăm să intre în fructificare. Și acesta la fel.